Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. Dacă ai intrat pe acest videoclip, dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Și vreau să văd ce urmează în viața ta, ce mesaje au cărțile din momentul în care tu vezi citirea. Și avem numărul 1, piatra gri, numărul 2, piatra albastră. Te rog să alegi intuitiv. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, dacă vrei, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, poți să asculți și ambele variante și apoi să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru sufletul tău. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 1, cei care ați ales cristalul gri. Hai să vedem așadar ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment în care tu ai intrat pe acest videoclip. Care sunt mesajele pentru numărul 1? A ieșit roata destinului, un noroc foarte mare pentru tine. Lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. Apar schimbări, asta e clar. Schimbări importante pentru tine în acest moment. Judecata, deci avem două arcane majore, îndrăgostiții, marele preot. Bun, se pare că în acest moment tu ești într-o perioadă în care iei decizii foarte importante. Văd că te revezi cu o persoană dragă ție, însă văd și un ajutor foarte mare pe care îl ai din partea universului. Mai văd și o pasiune foarte mare între tine și o anumită persoană. Dacă îți dorești să te revezi cu o persoană dragă ție, uite, acum ai ocazia, acum e momentul tău. Da? Hai să vedem ce ți aduce acest noroc, despre ce e vorba. Bun, este vorba despre faptul că pur și simplu reușești să abandonezi ceva, reușești să lași ceva în urmă. Poate să fie vorba despre ceva legat de o problemă de sănătate. Poate chiar această senzație de singurătate să dispară pentru tine, pentru tine. Și are legătură cu o sumă de bani. Deci tu ai aici un noroc în legătură cu o problemă financiară. Sau poate este ceva legat de un bărbat, poate dintr-o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Cumva destinul tău se schimbă de la o persoană singură, abandonată, lăsată deoparte, ești mult mai stabilă, ești mult mai sigur pe tine. Dacă aștepți un răspuns din punct de vedere profesional, acesta este pozitiv. Să vedem pentru casă, avem turnul. Aici se pare că urmează să primești o veste care te va surprinde destul de mult. Poate să fie o veste legată de o rudă sau poți să primești o surpriză foarte mare pentru sufletul tău. Un adevăr aici se poate afla și e ceva legat, uite, de un împărat. Deci, poate cineva din zodia Berbec sau poate este vorba despre o persoană foarte sigură pe ea, un șef, tatăl tău, o persoană cu autoritate asupra ta. Niște reguli cad. Da? Și uite, văd aici bucurie pentru tine, clarificare. Din punct de vedere material, atenție, din punct de vedere material. Sau poate să fie vorba despre un adevăr pe care urmează să îl afli. Văd aici o surpriză pe care o ai din partea unor bărbați sau din partea unor prieteni, mai poate să fie. Văd o persoană matură din punct de vedere emoțional care te va surprinde. Prin ce anume te va surprinde? Prin decizia pe care o va lua. Prin tăcerea, da? Sa. Să vedem în viitor. În curând, în curând avem 5 de monede. Văd aici ceva legat de zona sănătății. Deci poate este bine să te îmbraci corespunzător vremii sau văd aici că în curând e ca și cum te simți lăsat deoparte. Da? Privești ceva de la depărtare. Pentru unii poate să fie și un moment în care vă gândiți serios să abandonați ceva. Uite, e ceva legat de o petrecere. Vrei să mergi la o petrecere și nu ai cum. Vrei să te duci undeva și nu reușești. Uite, a sărit o carte. Steaua. Da? E ca și cum în curând urmează să privești în depărtare.
un succes, da? Un succes, ceva frumos se petrece lângă tine și tu stai și privești. Ai văd o legătură cu zodia Vărsător sau o veste legată de zona internetului, poate un mesaj pe care îl primești, un apel telefonic, ceva ce se petrece. Mai văd aici că pentru cei care sunteți într-un triunghi amoros, aici poate să apară o veste care să îți placă, da? Și nu mai stai deoparte să te uiți. Acționezi împreună cu partenerul. Dacă ești o persoană singură, uite, urmează să cunoști pe cineva în cadrul unei petreceri. În viitor, doi de spade. Se pare că în viitor aici, uite, vei avea un salvator. O persoană va veni către tine să te ajute. Mai văd și o decizie importantă pe care o vei lua, dar și o senzație așa de retragere. E ca și cum te retragi undeva ca să visezi frumos. Unii, e ca și cum, nu știu, vă e dificil să acceptați un final, o eliberare. Văd o conexiune cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Văd că ceva aici nu ți va plăcea, ceva ți se va părea ciudat. Poate avea legătură cu o situație pe care nu o vei înțelege. Da? Hai să vedem ce nu știi tu. Doi de monede. Se pare că primești niște bani, dai niște bani, însă ce mai văd aici este faptul că ce nu știi tu este că cineva jonglează aici între două situații, două relații. Cineva încearcă să te convingă din punct de vedere financiar în legătură cu o situație. Văd o persoană care încearcă să te mulțumească, da? Cineva te studiază aici și încearcă să vadă ce anume ar trebui să facă pentru a te simți mai bine. Este o persoană foarte tânără sau o persoană care nu are experiență foarte mare de viață, mai văd aici. Pe neașteptate apare Regina de Spade, deci pe neașteptate poți să intri în contact cu o persoană dintr-o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate să fie ceva legat de o instituție publică pentru unii, de niște acte. De asemenea, poate să fie vorba și despre faptul că reușești să clarifici o situație, reușești să iei o decizie importantă. Pe neașteptate poate să fie o discuție rece, tranșantă. Uite, poate are legătură cu vestea asta din casă sau vestea asta care ți-a zis eu că apare de la împăratul ăsta. Patru de cupe. Deci pe neașteptate văd o persoană plictisită, nemulțumită de ceva anume, de un răspuns. E ceva legat de un final, de o transformare. Poate unii aveți și o conexiune aici cu zodia Scorpion. Dar văd foarte multă răceală pe neașteptate. Apoi, ce o să te mire? Pajul de bâte. Se pare că vei rămâne surprins de atitudinea unei persoane mai tinere. Este o persoană căreia îi place așa să se aventureze, îi place să încerce lucruri noi. Poate să fie vorba și despre niște vești bune care apar în final. Uite, e ceva legat de regina asta de spade. Deci, până la urmă, lucrurile se rezolvă, văd aici. Se rezolvă. O bucurie pe care o ai, o veste bună care apare. O speranță. Regele de spade. Deci, uite, până la urmă, da, aici urmează o discuție care te va surprinde foarte mult. Este o discuție la rece, este o discuție intensă. Poate chiar o nouă persoană pe care o poți cunoaște. Și de discuții în secret aici care apar legate de bani, legate de partea materială.
Să vedem îngerii romantici ce mesaj au pentru tine. Îngerii te sfătuiesc aici să încerci să te bucuri de viață, alături de prietenii tăi, alături de partenerul tău. Poate este indicat chiar să iei o pauză, să te bucuri de un timp frumos petrecut alături de această persoană. Da? Să vedem și acest oracol ce vrea să spună. Oracolul vorbește despre o transformare, despre o schimbare și este ceva legat de o sumă de bani, de un bărbat mai în vârstă. Este ceva vechi aici, da? O călătorie, văd. O provocare care apare undeva la distanță de tine, deci într-o altă țară, într-un alt oraș. Văd niște discuții intense aici legate de bani, iarăși. Și hai să vedem puțin ce e cu turnul. E ceva ce se termină foarte rapid. Da? Poate chiar, uite, cineva care îți vine în vizită pe neașteptate sau cineva care reacționează într-un mod ciudat. Primești niște vești care te surprind aici. E ceva legat de un final foarte brusc. Poate avea legătură cu o petrecere, cu un eveniment. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că distribuiți videoclipul. Contează foarte mult pentru mine. De asemenea, te invit să mă urmărești sau să te abonezi acestui canal, să apeși clopoțelul. Poți să-mi lași și un comentariu dacă simți nevoia să-mi spui părerea ta privind această citire și, de asemenea, te invit cu drag și la numărul 2 sau la alte citiri care sunt prezente pe acest canal și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Te invit și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube și de asemenea te invit și pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de culoarea norocoasă pentru fiecare zi, numărul norocos, ai parte de o citire de viitor în genul acesta, doar că ceva mai simplă. Ai parte de citire personalizată, sunt foarte multe oportunități acolo. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem ce mesaje are tarotul pentru numărul 2. Ce trebuie să știi în acest moment? Care sunt mesajele pentru tine? Hai să ved. Pentru numărul 2. Ce trebuie să știi. A început citirea cu un 6 de cupe. Împăratul. În momentul de față văd o hotărâre importantă pe care cineva a luat-o sau o hotărâre importantă pe care urmează să o iei. De asemenea, văd aici și o petrecere, o bucurie pe care ai avut-o sau pe care urmează să o ai. Este o persoană foarte hotărâtă, foarte sigură pe ea. Poți să fii și tu, chiar dacă ești femeie. Să spun că ești într-o perioadă în care ești mai sigură pe tine, știi mult mai bine ceea ce vrei. Pentru tine avem 6 de cupe, deci o conexiune cu un copil văd aici sau cu o persoană mai tânără. Poate să fie un cadou pe care îl primești din suflet, niște mesaje frumoase. De asemenea, văd un echilibru aici foarte mare din punct de vedere emoțional. Deci ești o persoană foarte echilibrată, o persoană foarte sigură pe ea. Poate ești cu gândul la un suflet pereche. Mai văd aici și o relație plină cu pasiune, dar în alte cazuri văd clar aici o conexiune cu zodia Leu, dar și faptul că aici poate ai avut parte de un fel de ceartă, da, cu cineva. Totuși mi se accentuează ideea acum că ai o foarte mare încredere în tine. Uite. Deci poate aștepți un răspuns legat de bani, îți vin bani.
Să vedem în continuare 10 de spade pentru casă. Aici e vorba de un final, de o veste pe care o primești. Poate undeva la o vreme de seară și are legătură cu o veste de sfârșit. Hai să vedem ce se sfârșește, ce se închide. O perioadă de studiu se închide sau poate e ceva legat de un copil, de un proiect, o persoană mai tânără, cineva care suferă, cineva care, uite, se străduiește aici cu toate forțele să rezolve ceva anume. Da? Se termină o perioadă de încăpățânare. Văd pe cineva care lucrează cu mâinile, pe de altă parte. E ceva legat de munca ta. Deci poate să zic că ai ceva de rezolvat în casă, ai de făcut mâncare, curățenie sau poate este vorba despre... o activitate legată de muncă, pentru că văd totuși că e cu dreptate, e ceva ce s-a așteptat mult timp. În curând avem cavalerul de monede, deci în curând urmează să primești o veste legată de bani, legată de muncă, poate chiar în curând te vezi cu un prieten sau faci un drum pentru a cumpăra ceva. Îți vine cineva în vizită, dar văd în curând o legătură cu o persoană mai tânără, cineva pentru care banii contează foarte mult. Poate este o persoană la început de drum. O conexiune văd aici cu zodia Leu pentru unii. Berbec, săgetător. Văd aici o discuție cu o persoană foarte energică, glumeață. Văd aici că devii mult mai sigur pe tine. E ca și cum avansezi, da? Pentru că avansezi de la acest valet la cavaler. Avansezi în legătură cu ceva. Cu o situație. Poate să fie o discuție tranșantă, o discuție care te ajută să clarifici ceva anume. Dar totuși eu văd un succes care apare, o bucurie. Să vedem în viitor, uite, 10 de monede. În viitor te întâlnești cu un grup mai mare de oameni, cu familia, poate chiar îți vin niște bani. Mai văd și un grup în care sunt persoane diferite. Nouă de spade, patru de spade. Da? Patru de spade. Foarte interesant. E ca și cum e un moment de odihnă aici, dar e și un moment stresant. E un moment stresant pe de altă parte. Îți faci tot felul de gânduri. E un ideal care parcă devine realitate, dar tot te gândești, tot te stresezi. Ceva se finalizează și începe altceva. Da? Poate ai o discuție legată de casă, de familie sau de o sumă de bani, văd aici. Uite, o femeie din zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn sau... ai grijă de cineva, te îngrijești de cineva sau simți nevoia să ai grijă de tine, să te relaxezi. Să vedem ce nu știi tu, doi de cupe. Nu știi că cineva vrea să se vadă cu tine sau nu știi ceva legat de o relație. Nu știi faptul că cineva își dorește să te aibă alături. Da? Văd o regină de bâte. Uite, poate să fie o rivală pentru unii dintre voi. Deci poate nu știți de cuplul ăsta. Din nou, zodie de foc. Uite, poate regele ăsta de bâte care vine către tine, da? Poate are niște probleme foarte mari în relația de cuplu și nu îți spune. Poate e o persoană geloasă aici, invidioasă. Un triunghi amoros pentru unii, deci dragilor, fiți puțin atenți aici. E ca și cum e o femeie aici supărată pe o chestie, da? Dar pentru tine văd că e cu victorie.
Pe neașteptate, judecata se pare că te revezi cu o persoană dragă ție. Pe neașteptate, primești o veste pe care ai așteptat-o de foarte mult timp. Pe neașteptate, ai o discuție clarificatoare cu o persoană, dar văd și pe cineva care te ajută să te ridici, cineva care te ajută să îți revii. Deci e un moment apăsător aici, sunt niște discuții în contradictoriu, e gelozie, e atitudine. Poate e un moment foarte emoțional, nu știu, poate este un moment foarte emoțional pentru unii dintre voi. Pentru că totuși eu văd bucurie, e o bucurie mare aici. Și ce o să te mire în situația asta? 4 de cupe. Da? Cineva care e confuz, cineva care parcă simte că visează. Sau o să te surprindă faptul că cineva va fi indispus sau ceva nu o să-ți placă, ceva nu o să-ți convină. Are legătură cu un blocaj și cu niște iluzii, deci iluzii foarte multe. Ceva legat de zodia vărsător, pentru unii poate să fie o veste care apare ca o lumină de la capătul tunelului, doar că e nevoie să și vezi chestia asta. Da? E nevoie să și vezi chestia asta. Da, poate e ceva legat de o problemă de sănătate pentru unii sau de o senzație așa de abandon și senzația aia că nu știi încotro te îndrepți. Foarte interesant, hai să vedem îngerii romantici ce zic în situația asta. Ți se spune că se merită să aștepți. Iartă și învață. Pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât experiențele tale vor fi mult mai frumoase în momentul prezent. Este clar că cineva trebuie să facă pace în situația asta. Și avem flirt. Da? Un flirt. Uite, posibil să cunoști aici pe cineva. Sau dacă ești deja într-o relație, ți se zice să aștepți, să ierți și să te bucuri de relația asta în continuare. Trebuie să o întreții cumva. Și văd pe cineva care trebuie să renunțe la o fostă iubire, la o fostă relație. O casă, o relocare văd aici. Deci e ceva legat de casa ta. Ceva care se stabilizează. Și e ca și cum ești protejat de un inamic. De un inamic. Vei afla de o decizie care s-a luat în casa ta legat de o problemă pe care cineva o are. E ca o confruntare aici, da, pe care o ai. Uite, este o persoană geloasă, o persoană puțin invidioasă și are legătură cu o decizie importantă sau cu un triunghi amoros în unele cazuri. Hai să vedem despre ce e vorba. Încă o carte. Uite, e vorba de o nouă iubire și de un triunghi amoros sau o persoană necunoscută. Da? Fie tu trebuie să iei o decizie, fie persoana din mintea ta. Poate ieși și cunoști o nouă persoană și atunci e bine să fii puțin atent. Să nu mai fie altcineva implicat în relație sau să nu fie persoana aia implicată în altceva. O veche iubire și o nouă iubire. Da? E ceva foarte important pentru sufletul tău, dar văd aici o mică mare tensiune. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești și de asemenea te invit și la previziunile pe zodii dacă ești curios sau interesat. Și îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI, acolo unde ai în fiecare zi culoarea norocoasă pentru tine, numărul norocos pentru tine,
ai parte și de o citire personalizată și de citiri pentru viitor, tot în maniera aceasta. Deci dacă ești curios, te invit cu mare drag. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.